Grădinițele din municipiul Iedineț devin mai moderne și mai digitalizate. Roboții, podelele senzoriale, microscoapele, imprimantele și stilourile 3D sunt doar câteva dintre tehnologiile de care beneficiază 4 instituții de învățământ preșcolar din oraș în cadrul proiectului Iedineț Oraș cu perspective de viitor, finanțat cu peste 4 milioane de euro de Uniunea Europeană și implementat în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia din România. În ultimii ani se atrag investiții importante din diverse programe finanțate de UE și țările sale membre. Împreună am reușit să îmbunătățim infrastructură în școli și grădinițe. Pentru a integra mai eficient noile tehnologii a fost elaborat și un nou curriculum, iar fiecare Smart Lab a fost proiectat și echipat astfel încât să găzduiască simultan grupuri de până la 15 copii. Pentru această inițiativă, prin proiectul Uniunii Europene, au fost alocați aproximativ 70.000 de euro. Noile tehnologii ajută pe cei 104 copii de la grădinița Solnușco să îmbine procesul de învățare cu distracția, spune conducerea instituției de învățământ primar. Vom integra aici, în centre de joc, toate domeniile prin care se poate dezvolta copilul. Copiilor le place să vede și chiar le pot utiliza la toate tipurile de activități. Activități integrate unde se vorbește nu doar despre limbă comunicare, nu doar despre mediul înconjurător, dar despre cei ce le interesează pe copil la moment. Inovațiile introduse au fost apreciate și de educatori care susțin că acestea vor contribui la simplificarea și îmbunătățirea procesului didactic. Они становятся более общительны в коллективе друг с другом. И мимо этого у них развивается креативность, у них развивается дружелюбность, и они узнают что-то новое. То есть им очень интересно заниматься с этим всем оборудованием, и с машинками, и с поездами, и с микроскопами. Proiectul Iedineț Oraș cu perspectivă de viitor, implementat în perioada 1 martie 2021-28 februarie 2025, își propune să sporească calitatea dezvoltării urbane, serviciile publice și, în general, condițiile de trai ale cetățenilor din municipiul Iedineț prin aplicarea soluțiilor inteligente în mai multe domenii de dezvoltare urbană, precum guvernare locală, servicii publice, cartiere de locuit, afaceri și educație. Valoarea totală a proiectului este de aproape 4.359.000 de euro, dintre care aproape 4.141.000 de euro sunt un grant din partea Uniunii Europene prin programul Autorități Locale Parteneriate pentru Orașe Durabile 2020 și circa 219.000 de euro este contribuția partenerilor de implementare.